Nimic și nimeni erau frați. De mici copii nimeni n-a avut să se grija lor și nimic din ce era nu le aparținea. Dar erau fericiți. Nimeni și nimic nu le tulbura viața, n-aveau mintiri, n-aveau pe nimeni și nimic nu îi supăra. Nimeni ținea mult la nimic, ca la fratele cel mic. Iar nimic ar fi vrut și el să-i semene fratelui său, să fie și el un nimeni. Dar poate era mai bine așa. Nimeni să fie nimeni și nimic să fie nimic. S-au îndrăgostit amândoi de aceeași fată, de domnișoara niciodată. Când a fost să aleagă, ea s-a baltă și nu s-a ales nimic de dragostea lor. Și dus a fost. Dar nu s-a supărat nimeni. Într-o zi nimeni s-a îmbolnăvit și nu-i-a zis nimic fratelui său, numai că din pat nu s-a mai ridicat. Nimic s-a dus la farmacie să-i cumpere medicamente, dar spițerul n-a vrut să-i dea, pentru că a întrebat pentru cine sunt și l-a zis pentru nimeni. În vremea aia s-a nimerit la ușa lor domnișoara niciodată. Și-a bătut tare la ușă și-a întrebat, e cineva acolo? Și dinăuntru i-a răspuns, da, nimeni! Și ea s-a supărat că venise la împăcat. Nimeni nu i-a spus nimic lui nimic. Dar se stingea câte un pic. Ea zis să aducă popa, dar popa n-a venit. Că nu te duci la împărtășanie la nimeni. Într-o zi nimeni l-a rugat pe frate să-l scoată afară, în curte, unde erau meri în floare. A oftat și cu Dumnezeu s-a împăcat. Tocmai ce a trecut pe atunci, un țăran, un om din sat și l-a întrebat, cine a murit? Și nimic i-a zis, nimeni. Și om a plecat în treaba lui, s-a dus în sat, a povestit că a fost la mormântare la nimeni și toți l-au crezut nebun. Nimic l-a pus pe nimeni în groapă și a stat cu el toată noaptea, până dimineață. Apoi s-a închinat, s-a luat și s-a dus spre apus. Și de atunci nimeni n-a mai știut nimic despre nimic. Când mama s-a îmbolnăvit, a trebuit să le spun eu fraților mei doi la număr povești. Mijlociu a pufnit în râs și mi-a întors spatele. Iar cel mai mic m-a oprit într-o seară, mi-a pus mâna pe braț și a strâns, chiar când rosteam începutul ăla cu a fost odată. Fiecare a plecat pe rând de mult. Cât de rău îmi pare că cel mic n-a vrut să asculte povestea din seara aia. Ori seara aia a trecut direct în zi fără să mai opri în noapte. Uite că nici nu mi-aduc aminte să trăiesc un polițist. Nu. N-aștept pe nimeni. Nu plec nicăieri. Am declarația, cum să nu am, completată la fix. Nume, prenume. Eu respect drepturile omului de către om. M-a dat nimeni dispărut, dar nu lipsesc de nicăieri. Niciun spital nu m-a dat lipsă. Am făcut eu odată de undeva, dar nu era nici spital, nici altceva. Pur și simplu, mă plictisisem de bucata de cer pe care o primisem. O idealistă. Ce ți-e și cu idealiști ăștia? Se ceartă cu poeții. Idealiștii și bărbații frumoși nu o să fie fericiți niciodată. Plecați? Cât e el de poliție și tot n-are curajul să vadă adevărul în față. Adevărul care este altceva față de realitatea pe care nu poți să o pipăi ca pe o stofă. Vreți să vă spun de ce vin eu la gară? În povestea mea, cenușăra sa nu vrea să se mărite cu prințul. Și nici nu vrea să probeze pantofi. Dragostea nu-i în magazin de încălțăminte. Și prințul e de acord cu ea.
nici el n-avea chef să se însoare. Ea vrea să meargă în lume, să petreacă, să fie cu femei, să bea un pic de politică. Asta e povestea mea. De-aia vin la gară. Aici lucrurile sunt foarte simple. Un tren vine, altul pleacă. Cum începe doar? Ei, ce faci? Ce faci? Nu vezi că e locul meu? Ce faci? Ești chior? Nu vezi? Distanțare! Nu vreau să tușești în intimitatea asta uriașă. Iartă-mă, domnule, că am țipat la tine, dar locul ăsta pentru mine este foarte important. Eu am foarte mult de așteptat. Mecanicul locomotivei care îmi va aduce mie trenul în gară încă nu s-a născut. Maica sa e încă fecioară. Păi, sigur că mi-ar plăcea și mie la sala de așteptare de clasa întâi. Auzi, colo, așteptare clasa întâi și clasa a doua. Probabil că ăștia de la clasa întâi au ei un timp al lor mai special, trece mai greu. Minutul e solemn, ca un pasnic de hotel de 5 stele din Mamaia. Așteptați pe cineva? Sigur. N-aveți bagaje. Doar curvele de lux călătoresc fără bagaje, iar dumneavoastră, domnule, nu sunteți o curvă. Păreți chiar cum se cade. Vasile. Un pariu. E. De la eșec. Altul care nu suportă să audă ceea ce el însuși n-are curaj să recunoască. Ce faceți, doamnă? Unde plecați? S-a declanșat al treilea război mondial, se vinde fericire la kilogram undeva? Balul poate să înceapă. Am venit la bal cu dragostea mea de unică folosință. Ce idee să ții balul într-o gară? E muzicanții unde sunt? De ce n-au venit muzicanții? Ha? A început să plouă. Cineva acolo sus plânge. I-am visat de multe ori cu ploaie. Am visat cu ploaie când era secetă. Ce, domnule, ce te uiți așa la mine, a? Ce, dumitale nu-ți plouă prin vise? Sau ești genul la care visează la comandă? Ia fă-te mai încolo. Stai, plătești. Asta e regula. Vrei apă de la cișmea, mă întrebi altă regulă. Și dacă eu consider că merit să bei apa, abia după aia poți să-ți pui bătul la țățuroi. Ai râs. Dumneata, ai râs. Dom'le, nici nu știi ce grozăvie ai făcut. Te suspectez de sinceritate. Dar nu-i râsul dumitale. Dimineața nu te-ai spălat și l-ai lăsat acolo să se umple de mizerie și a devenit un zâmbet mizerabil, nu? Stop. Oprește filmarea. Stop. Nu, am crezut că pot, dar nu pot. Îmi pare rău. Dar ce s-a întâmplat? Nu, ne chinuim, aiurea. Dar e foarte bine. O să-ți dau și banii. Dar nu se pune problema așa, vă rog eu frumos. Nu, am crezut că pot, dar nu. Dacă era, nu știu, dacă era un scenariu de comedie, altceva, dacă era ceva de nu știu, de a râde de dragul râsului, era altceva, dar așa nu, îmi pare rău. Îmi pare foarte rău, dar chiar nu pot. Nu, am o poftă nebună de a râde și am un arsenal de zâmbete și aș vrea să-l folosesc, dar așa nu, chiar nu. Chiar îmi pare rău, dar nu. Nu pot. Sunteți bine? Da, chiar sunt bine. Sunt periculos de bine.
Dacă totuși ți-am montat ce s-a fi plan până acum, să scrieți doar atât. Eleonora. Acțiune. Coliviile mari fac dezamăgirea zborului și mai mare. Dar eu cât îmi aparțin. Ok, și mai zi o dată, dar nu accentua mari. Ok. Ziologic. Coliviile mari fac dezamăgirea zborului și mai mare. Eu cât îmi aparțin. Și uite-te încoa. Asta e.